Salutare, dragilor! Eu sunt Cristina și astăzi am să vă vorbesc în detaliu despre 4 pronosticuri la pariuri sportive oferite de colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com. Fiți pe fază, pentru că tot astăzi am să vă prezint și un bilet cu bonus dublu la Fortuna pentru weekendul acesta, cu o cotă de 396. Fiind de la partida dintre Atletico Madrid și Mallorca. Trupa lui Simeone este mare favorită la casele de pariuri, iar BMG este de acord cu asta. El propune un pariu pe Atletico în șansă dublă. Atletico Madrid este neînvinsă de 11 etape, iar în acest moment pare invincibilă. Etapa trecută și-a arătat forța pe Camp Nou, remizând cu scorul de 2-2 împotriva Barcelonei. BMG este sigur că vom vedea și minimum 2 goluri. Mallorca are cea mai slabă defensivă din campionat și dacă madrilenii au reușit să marcheze de 2 ori în runda trecută, este clar că vor putea face acest lucru și acum. Recomandarea lui BMG este să mizați pe pariul 1x și 2-4 goluri. Acest pariu îl puteți juca la agenția Superbet, care vă oferă un super bonus. Pentru asta v-am lăsat un link în descriere. CR7 s-a axat pe meciul Turist FC Argeș. În Liga a doua s-a stabilit că primele 6 clasate să participe într-un play-off în care punctele acumulate înainte de pausă să fie înjumătățite. Prin urmare, acum toate cele 6 echipe au șanse la promovarea în Liga 1. Din acest motiv, CR7 se așteaptă la meciuri foarte echilibrate, iar spectacolul să fie lăsat deoparte. Echipele vin după aproape 4 luni de pauză, relațiile de joc s-ar putea să lase de dorit, așa că recomandarea lui CR7 este să mizească pe pariul sub 2,5 goluri. Redeș începe runda de ponturi cu partida dintre Arau și Lozan. El spune că meciul este fără miză, gazdele fiind la o distanță considerabilă față de zona retrogradării, în vreme ce oaspeții s-au detașat în fruntea clasamentului. Se așteaptă ca ambele echipe să joace fără presiune și să avem parte de un meci spectaculos. 11 din cele 13 meciuri de acasă ale lui Arau s-au încheiat cu cel puțin 3 goluri. Același lucru întâmplându-se în 11 din cele 14 deplasări ale lui Lozan. Având în vedere aceste lucruri, recomandarea lui este pariul peste 2,5 goluri. După pontul câștigător oferit ieri, Radu Oprea încearcă să mențină ritmul și s-a axat la fel ca Red pe o confruntare din Liga Secundă a Elveției. Radu spune că la confruntarea dintre Vaduz și Grasshoppers avem șanse mari să vedem un adevărat spectacol. Ambele formații arată bine pe faza de atac, în timp ce defensivele au destule probleme. În 10 din ultimele 11 partide disputate acasă de Vaduz, s-au înscris cel puțin 3 goluri. Iar dacă ne uităm la precedentele 5 meciuri ale lui Grasshoppers, vom observa că doar într-unul nu a fost depășită bariera de 3 goluri. Aceste echipe s-au mai întâlnit de 3 ori în sezonul actual și de fiecare dată am avut parte de minimum 3 reușite. Prin urmare, recomandarea lui este să mizați pe pariul peste 2,5 goluri. Acestea au fost cele 4 pronosticuri oferite de colegii mei. Iar acum urmează biletul cu bonus dublu la Fortuna, despre care v-am spus la începutul acestui clip.